Bine v-am regăsit, dragi elevi! Mă numesc Botnarina. La lecție de astăzi vom discuta pe un subiect foarte plăcut copiilor și este despre plante și animale, precum și natura care ne înconjoară. Tema lecției noastre de astăzi este în armonie cu natura. Natura nu este un loc pe care îl vizitezi, este acasă. Observați următoarele imagini. Ce animale recunoașteți din aceste imagini? Ce alte viețuitoare mai cunoașteți? Cum credeți? În ce mod animalele, plantele, insectele sunt importante pentru noi? De ce au ele nevoie pentru a crește și a se dezvolta? Da, probabil ați găsit răspunsul și îl cunoașteți deja la aceste întrebări simple. Animalele, păsările, plantele au viață. Ele sunt ființe care au nevoie de hrană, apă, condiții de viață care să le asigure creșterea, dezvoltarea, înmulțirea. Plantele, animalele, păsările nu pot realiza acțiuni care sunt specifice oamenilor. Spre exemplu, ele nu gândesc, nu vorbesc, nu învață, nu scriu, nu citesc. Omul are nevoie de plante și animale. De la multe dintre acestea, el are diferite foloase. Pământul are foarte multe bogății pe care ni le-a dăruit, iar noi oamenii ar trebui să avem grijă de el. Protejarea mediului este unul dintre datoriile importante ale omului. Cu regret, multe din acțiunile omului au dus la dispariția unui număr foarte mare de specii, de plante și animale, în timp ce multe altele sunt în pericol și acum de dispariție. Printre cauzele acestor fenomene se numără vânatul, pescuitul excesiv, poluarea, defrișările. În ultimii 400 de ani au dispărut aproape 900 de specii de plante și animale. Un număr din ce în ce mai mare de state ale lumii se alătură eforturilor de ocrotire a mediului și de păstrare a biodiversității, fapt care este îmbucurător. Măreția unui popor și progresul moral al acestuia poate fi măsurat prin felul cum sunt tratate animalele, ne spune Mahatma Gandhi. Fiindcă din cele mai vechi timpuri, oamenii au învățat să prețuiască, să respecte, să protejeze lumea animalelor. În acest fel, ei au înțeles că între cele două lumi se poate stabili o legătură de conviețuire. Animalele își au și ele rostul lor pe planeta noastră. Iar noi suntem datori să ne facem bine, să le respectăm mediul și nevoile lor de viață. Cum credeți? Prin ce acțiuni ar putea oamenii să-și manifeste grija față de plante și animale? De ce sunt importante plantele și animalele pentru viața omului? Considerați că puteți contribui și voi la ocrotirea unor plante și animale? Sunt sigură că da și chiar sunt convinsă că vă reușește. În continuare, vă propun o povestire. Într-o iarnă geroasă, un câine șchiop, foarte slab și trist, se târa de colo-colo pe stradă, așteptând ca cineva să-i arunce o coajă de pâine. Deodată, de la o parte, se auzi glasul cald al unei fete. Câinele a intrat timid în curte. Fetița i-a întins un os și lapte cald amestecat cu pâine. L-a dus apoi în casă, l-a ocrotit, l-a hrănit și l-a îndrăgit. Câinele s-a îndreptat repede. Fetița l-a botezat Feta și cei doi au devenit de nedespărțit. La toamnă, feta avea o blană nespus de frumoasă. Se îngrășase, piciorul îi se vindecase și putea deja să calce pe el. Într-una din zile, observând că pe porțile vecine scria „Nu intrați, câine rău”, fata s-a gândit că nu poate să scrie așa ceva despre feta, buna ei prietenă. Ea a atârnat pe poartă o plăcuță pe care a scris „Nu intrați, câine foarte bun”. Precizați, care sunt comportamentele cu care sunteți de acord din acest text?
vă rog să-mi argumentați ce alte situații poate într-adevăr ajuta animalele. Oare pot copiii să-i convingă pe adulți să protejeze animalele și natura? Ce atitudine a avut fetița față de câinele găsit? Cum credeți? De ce? Cum îi apreciați faptele? Oare ce sens au avut cuvintele scrise pe plăcuța de la poartă? Da, sunt foarte multe cazuri când și animalele le vin în ajutor oamenilor. Un exemplu foarte necunoscut s-a întâmplat în Federația Rusă. O pisică este considerată eroină în orașul Obninsk. Ea a reușit să salveze viața unui copil abandonat de mama sa pe o stradă. Pisica a intrat în cutia în care se afla bebelușul și i-a ținut cald, afară fiind o temperatură foarte scăzută. Ea a mieunat îndelungat pentru a atrage atenția trecătorilor, care, într-un târziu, totuși au auzit și au văzut această situație. Fetița a fost dusă imediat la spital. Medicii au declarat că micuța este în afara oricărui pericol. Toată lumea din cartier a fost foarte mândră de pisica dată, care a numit-o Mașa. Iar acum, eroina primește din mâncare numai ce îi place foarte mult. Iată așa, și prietenii noștri necuvintători pot ne fi de ajutor. O altă situație care frecvent se întâlnește în societatea contemporană este dresarea câinilor pentru a deveni ghizi. Ei sunt instruiți să ajute oamenii să traverseze drumul, să circule prin oraș, să le ofere obiecturi de prime necesitate și multe alte acțiuni foarte necesare, în special nevăzătorilor. Cum credeți? Sunt posibile astfel de acțiuni și în țara noastră? Mulți oameni oare au nevoie de ajutorul? Da. Probabil că da. În acest context, aș vrea să vă prezint câteva date foarte importante, ce este bine de știut. Deci, Ziua Internațională a Animalelor a fost proclamată oficial de Organizația Internațională pentru Protecția Animalelor încă din anul 1931, în memoria Sfântului Francisc de Asizi. Ziua Mondială a Păsărilor este considerată 1 aprilie și este sărbătorită încă din anul 1906 și are la bază convenție pentru apărarea păsărilor, care promovează principii legate de importanța lor în ecosistemul planetei. Organizația Națiunilor Unite a declarat în anul 2013, ziua de 21 martie, Ziua Internațională a Pădurii. Iar la 11 ianuarie se sărbătorește Ziua Internațională a Rezervațiilor Naturale. Spuneți-mi, de ce credeți că este necesar de cunoscut aceste date? Ce alte date importante pentru natură cunoașteți? Considerați că omul trebuie să protejeze toate plantele și animalele? Da, într-adevăr, dragi elevi, din cele mai vechi timpuri, oamenii au învățat să prețuiască, să respecte, să protejeze lumea animalelor. În acest fel, ei au înțeles că între cele două lumi trebuie să existe neapărat o legătură și o conviețuire. Dragile, pentru acasă, realizați o activitate creativă și interesantă. Vă propun un colaj la tema. Dacă aș fi un animal pentru o zi, aș alege să fiu. Prezentați în colajul vostru ce cunoașteți despre acest animal? Unde trăiește? Este o specie pe cale de dispariție? Cum interacționează acest animal cu oamenii? Cum ați dori voi
să fiți tratați sau îngrijiți de oameni fiind acest animal. Și doresc să vă reamintesc că grija pentru mediul înconjurător și prietenii noștri necuvântători ne creează un viitor luminos și un prezent irepetabil. Vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem la următoarea lecție. Pe curând!